cu prâns de acel voinic și merele de aur, când tot veneau niște zmei sau evrei, nu mai știu exact cum. Și furau merele alea de aur din grădina împăratului și le transformau în profit ceva. Și primii doi fii ai împăratului s-au dus la împărat. Tăticule, ne ducem noi să păzim mărul care face mere de aur. Ratai, și terminați cu prostii, n-ați citit basmul? Lăsați-l pe prâns, de-aia l-am făcut. Noi mergem, noi mergem, tăticule. Și ne spune autorul anonim Petre Ispirescu că au venit zmei și au adormit pe ăștia doi cu un fum ceva. Tipic românește, un fum ceva. Nu tu luptă, nu tu ochi vineți, nu mi-a dat la operație. Nu, un fum, un fum foarte bine făcut. Era fiul cel mare în grădină. Lasă, lasă-mi!